12, un consilier, domnul Miron, fiind făcându-și cerere de motivare. Dau citere ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești de sub Bacău pentru anul 2021. Inițiator, domnul Botezat Ruceru, primarul Comunei. Punctul 2. Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bușcașu Grigore și declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia. Inițiator, domnul Botezat Ruceru, primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind pentru primirea UAT Bereș Bisița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constitutiv și al statutului acesteia. Inițiator, domnul Botezat Ruceru, primarul Comunei. Punctul 4. Raport privind modul de pregătire a unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar 2021-2022. Material prezentat de doamna profesor Cristea Rodica, directorul școlii gimnaziale numărul 1, Bârsănești. Supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Până cu 12 voturi pentru, se aprobă ordinea de zi. Rugăm pe domnul primar să, să prezinte primul punct al ordinei de zi. Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Suntem mușturi. Cine mai lipsește? Corectez. Domnul Pușcaș și domnul Miron. Eu o să dau citire la referatul de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești de Țâlva Cop pentru anul 2021. Doamnelor și domnilor consilieri, v-am științat încă de acum două luni cu privire la solicitarea noastră către Consiliul Județean Bacău, către instituția prefectului Județului Bacău, referitoare la acordarea de sprijin financiar pentru refacerea infrastructurii de drumuri afectată de ploile masive și continue care au avut loc în lunile mai și iunie anul acesta. Suntem în măsură să vă aducem la cunoștință despre faptul că ni s-a alocat din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut din bugetul de stat din anul 2021, suma de 65.000 de lei pentru refacerea drumurilor afectate. De asemenea, având în vedere legea privind finanțele publice locale, numărul 273 pe 2006, articolul 58, aliniatul 1, litera A, excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la articolul 6, litera A, a celor exceptate la articolul 6, litera B și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se raportează exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel ca sumă de finanțare a cheltuielilor secțiuni de dezvoltare. În aplicarea prevederii hotărârii Consiliului Local Bârsănești, numărul 34, din 30.07.2021, privind aprobarea realizării obiectivului de investiții modernizare drum spre Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului din satul Caraclo, Comuna Bârsănești, Județul Bacău, prevederile legii numărul 15 pe 2021 a bugetului de stat pe anul 2021, prevederile hotărârii Guvernului numărul 778 din 21.07.2021 privind alocarea unei sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamitățile naturale, respectiv anexa care pentru județul Bacău, Comuna Bârsănești, poziția 11 este individualizată, suma de 65.000 de lei. Extrasul de cont în data de 10.08.2021, prin care ni se avera suma de 65.000 de lei în contul de venituri, capitolul 42.02.28, prevederile articolului 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Propun rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești la capitolul 42.02.28, subvenții primite din fondul de intervenție,
cu suma de 65.000 de lei, precum și alocarea în excedentul bugetar al anului trecut, a sumei de 1.250.000 de la capitolul cheltuieli de capital construcții 8402-03-761-01-01, în aplicarea prevederii hotărârii Consiliului Local numărul 34 din 30.07.2021, conform raportului de specialitate numărul 3332 din 24.08.2021 a domnului contabil Chirul Lăcrămioară. Discuții. Am primit o sumă din, am făcut o solicitare către inspectoratul, către departamentul de situație de urgență, au venit de la prefectură o comisie, de la Consiliul Județean, au fost în teren, au văzut că am fost calamitați, calamitate unele drumuri și mi s-au acordat suma asta de 65.000 de lei. Practic, noi, după ce o trecem în buget acum, aducem un devizit, o să socotească, să ne calculeze exact pe acele tronsoane de drumuri care au fost afectate, o să băgăm un buldozer, un balastru, ce este suma respectivă. Se supune la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? 11 voturi a trecut proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Trecem la punctul 4 sau mergem? Am întrebat dacă... Vreți să stai? Da? Trecem la punctul 2 al ordinei de zi, hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Pușcașu Grigore și declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia. Rugăm pe domnul primar să prezinte. Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Pușcașu Grigore și de declararea ca vacant al locului de consilier a acestuia. Consiliul Local al Comunei Brusănești, de Sudacău, întrunită ședința ordinară din 31.08.2021, hotărăște. Articolul 1. Se ia act de încetare de drept a mandatului de consilier local al domnului Pușcașu Grigore și se declară vacant locul de consilier al acestuia, motivat de absența sa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și sau extraordinare consecutive ale Consiliului Local Brusănești, desfășurate pe durata a 3 luni calendaristice. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi comunicată de îndată judecătorii ei competente să valideze mandatul supleantului și în condițiile articolului 122 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare precum și Consiliul Local. Prezenta hotărârii va fi comunicată în termen legal persoane nominalizate la articolul 1, instituție prefectului județului Bacău, organizației județene Bacău al Partidului Național Liberal, judecătoriei Onești, primarul comunei și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Dacă se discute. Se supune la vot hotărârea pentru constatarea încetării de drept. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Deci a trecut și acest proiect cu 11 voturi pentru. Trecem la punctul 3 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la ADIP și modificarea actului constitutiv și al statutului acesteia. Inițiatorul botezatul celor. Primarul Comunei Brusănești propune articolul 1. Se aprobă primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Articolul 2. Se modifică actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în mod corespunzător. Articolul 3. Se modifică statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în mod corespunzător. Articolul 4. Se acordă mandat reprezentantului legal să voteze în ședința AGA ADIP în favoarea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv și al statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Articolul 5. Prezenta hotărârii va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, instituției prefectului județului Bacău, persoane nominalizate la articolul 4, Consiliul Județean Bacău și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Discuții. Domnul Asinoriu. Altcineva?
Dar ce probleme avem aici așa cu Bereștiul? Trebuie să intri cu noi în aceeași... Deja ai intrat. Poftim? Am zis să vă dăm cuvânt. A, dar să zic peste, nu știu ce a spus peste. Nu, nu, nu. Am zis că Chirima e să scrie la discuții. Da, aici așa eu am o abținere cu UAT Berești, că nu decid eu soarta lor, că se vede soarta noastră care avem. Să vă explic. Ce să mai explicăm, domnul primar? A fost din 2010, suntem în ADIB, nu? Membri. ADIB, nu ADIS. ADIS-ul e cu deșeurile. Da. ADIB-ul este cu apa, nu? Da. Și canalizarea. Da. Ei, din 2010 noi plătim 10 milioane taxe de membru, corect? Da. Deci din 2010 până în prezent. Da, cât? Da, cât a fost anul taxa? A fost o sumă mare. În fine. Deci avem cât avem? 11 ani, nu? De când suntem în ADIB. Și rezultatele se văd că sunt zero, oricum ar fi. Eu asta mă abțin aici. Dar tot județul, nu numai la noi. Nu mă interesează. Trebuia să continui proiectul de la Tazlou, corect? S-a făcut ce s-a făcut, s-a cumpărat, s-a achiziționat. Și atunci la ce să mai merg cu asta, cu societatea asta? La ce să merg în continuare dacă n-am niciun randament pe urma ei? Am înțeles. Se spune la vot proiectul. Mai sus citit. Cine este pentru? Abține. Cu 10 voturi pentru și o abținere. Cu 10 voturi pentru a trecut și acest proiect. Trecem la punctul 4. Raport privind modul de pregătire a unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar 2021-2022. Material prezentat de doamna profesor Cristea Rodica, director școlii gimnaziale numărul 1 Bursănești. Da, mulțumesc frumos pentru, în primul rând, pentru invitație și pentru ceea ce puteți pentru întârziere, tot din motive obiective. Stimați consilieri, numai domnule primar, domnul viceprimar și țin să vă spun că în acest an școlar 2021-2022, deocamdată să încep cu alte prezența va fi fizică. Și din acest punct de vedere, noi ne-am pregătit, din punct de vedere material, am efectuat dezinsecția, deratizarea și dezinfecția în toate unitățile, în toate structurile unității de învățământ. Așa cum știți și dumneavoastră că școala Albele nu mai figurează, deci s-a desființat și la urmă o să pun o problemă cu referitor la școala Albele, un pic smalizat. Deci în toate structurile, adică Albele, Caracalou și Bârsănești, s-au efectuat aceste lucrări. Ne-am aprovizionat cu materiale de igienizare, atât pentru încăperi, cât și pentru copii, săpun lichid, dezinfectant și tot ceea ce trebuie, măști, ceea ce trebuie pentru începutul anului școlar. Ne-am aprovizionat cu lemne, considerând că anul acesta vom merge fizic la școală, dar nu știm soarta care va fi imediata perioadă. Din punct de vedere al pregătirii cadrelor din și al ocupării posturilor, inspectoratul primind metodologia de ocupare a posturilor didactice, au fost ocupate toate posturile, deci au mai fost mișcări, transferul de personal, dar așa cum am spus, prin metodologia care prevede mișcarea personalului didactic, s-au ocupat aceste posturi atât la învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Așa cum știți și dumneavoastră, școala Albele s-a desființat, nu că am vrut noi sau că am vrut cineva, din cauza scăderii numărului de copii. Deci natalitatea este în scădere, nu numai la Albele, pe toată comuna Bârsănești, pentru că noi funcționăm cu clase simultan, atât pe Bârsănești, cât și pe școala Brătești. Și mulți dintre dumneavoastră cunoaște situația și așa cum știți că toate aprobările au pornit în primul rând de la Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație și cu aprobarea Consiliului Local. Dumneavoastră ați votat ceea ce structura, încadrarea și componența unităților și a structurilor de învățământ, cu respectarea normelor de rigoare. La școala Albele, nu știu care sunt consilierii de la Albele, dar vreau să ridic acum o problemă, pentru că școala este... Deci școala trebuie închisă. Dacă dumneavoastră doriți ca această școală să nu să funcționeze, nu are cum, nu avem copii, dar totuși să mai mențină acolo anumite activități.
doamna învățătoare care s-a transferat Balcan. Însă și-a luat angajamentul, dar o să trebuiască să încheiem un contract cu primăria, cu școala și cu dânsa, dacă dorește, așa cum a spus, să facă voluntariat cu, la bibliotecă. Deci nu este nimeni împotrivă, să nu se înțeleagă greșit că directorul nu vrea sau primarul sau altcineva. Dar să se facă ceva și la urma urmei să fie și răspunzător pentru că noi dacă am dat în primire, am făcut un contract, nu că nu mai răspund că-s directorul școlii, dar să-și asume pentru ce. O să facem un inventar cu lista cărților care au rămas, mobilier, că trebuie și ăla să mai rămână ceva acolo, și cum hotărâți dumneavoastră în Consiliul Local cu domnul primar și ceilalți care sunteți abilitați să... Deci ar fi și păcat să se închidă și dacă dorința e de partea a cetățenilor din statul Ardele, ar fi foarte frumos. Ca totuși să mai mergem așa, cum se poate. Acum rămâne dumneavoastră să vă spuneți opinia dacă sunteți de acord, iar celelalte probleme care depind de, pur și simplu, de, adică depind de mișcarea noastră a personalului didactic, asta ne privește dintre. Pentru că noi suntem conectați tot timpul la inspectoratul școlar, atât prin WhatsApp, prin mail și așa mai departe, cu informațiile care se transmit de oră în oră. Și ăsta e un motiv pentru care noi avem informații și situații de trimis care mai târziu se trimit la minister și de aceea noi trebuie să ne încadrăm și intern. Dacă dumneavoastră doriți să puneți o întrebare, eu nu știu, dacă aveți, dacă putem rezolva acum sau rămâne spre rezolvare, eu m-aș bucura totuși să discutăm deschis, că e mai frumos să discutăm acum decât să mai... Da. Dacă ne pot spune cât ele sunt acum? 255. Dacă... Primar, deci preșcolar, primar și gimnazial. Toată comună. Toată comună, da. Comun. Da. Deci, așa cum am spus, funcționăm cu clase simultan, atât la, deci la Caraclou nu mai avem clasele 5-8, avem numai două clase, primar 04, cu 20 de copii. Cred că e ultimul an când am mai obținut aprobarea aceasta. Și la fel și la Bârsănești și la Brătești, clase simultan cu 11-12 copii, adică sunt foarte puțini. Dacă copiii pleacă, nu pleacă din cauza cadrelor didactice, vă spun sincer, că am auzit foarte multe discuții când profesorul gândește, domnule, copilul ăla pleacă de acasă. Copilul ăla, eu văd că locuiesc la țară, da? Dacă a venit de la școală până la 90 seara, nu mai intră în casă. Deci când își face temele? Deci depinde și educația din familie. Nu dăm vina numai pe profesor. Chiar mă deranjează. Avem carte, avem notițe. Dacă ai o problemă, un părinte, n-au fost reclamații, cel puțin de, vă mai spun, de câți ani sunt director, așa. Dar n-am avut și nu au fost reclamații din partea părinților, s-au rezolvat. Deci nu a fost, nu a întors nimeni niciodată spatele unui părinte, unui cadru didactic care are o problemă, toate se rezolvă, de aia suntem puși acolo, să le rezolvăm. Și eu sunt deschis în continuare, așa cum spun de fiecare dată la adunările cu părinții, să rezolvăm problemele împreună. Numai împreună le putem rezolva. Deci rezolvarea numai profesorului cât stă la școală. Și a părintelui și a profesorului, în egală măsură. Dacă vreți, da, nu te vreau. V-am spus ce am avut de spus și îmi exprim dorința în continuare de a colabora. De a colabora, da, da. Cât mai bine, cât mai bine, pentru că și noi ne mândrim, numai o secundă, când rezultatele de evaluare națională, anul acesta a fost un an special, pentru că am avut la clasa 8-a 8 elevi, acești elevi au provenit, ca să nu spun așa, din copii mai puțin dotați, din repetenți și, da, au promovat toți și actualmente noi le-am dat o șansă, așa cum mi-am spus și la festivitatea care a făcut-o în sfârșit de an școlar, le-am dat o șansă, ei sunt cuprinși acum în liceele profesionale, în școlile profesionale și sperăm că acum să fie, adică ei să intre pe drumul cel bun și să dea seama că numai muncind și fiind serios și sârbuncios vei reuși. Da. Dacă aveți pus întrebări doamnei directoare, vă rog să vă înscrieți. Doamna, da, noi, mai e cineva? Domnul... Lăsați-o, da. Domnul Cusom, scris înainte. Da, referitor cu școala de la Albe. Da. Suntem de acord, știm foarte bine, am mers din casă în casă, am vorbit cu părinții, fiecare și-au ales principii lor să-i ducă unde vor și ce vor. Dar asta nu înseamnă că școala Albele trebuie lăsată degradată,
Și ne, cum să vă spun eu, să o lăsăm așa, deci în alte părți se investește. Școala e făcută din, nu știu dacă e 50% din primăria Comuna Bursănești. Deci școala e făcută cu un ajutor, că ar fi foarte bine dacă spune da, că... Da, da, știi situația. Da, da, deci nu trebuie să ne oprim aici. O, da, și nu să lăsăm școala, că deci nu doamna Balcan, că și-a luat ea responsabilitatea. Ne-o luăm noi toți, cetățenii satului Albei. De deci nu trebuie, de acum să rămân, da. Acolo o să mai fie alegeri, o să mai fie o ședință, o să mai fie. Nu trebuie de acum, hai să lăsăm școala Albei. Chiar nu s-a făcut nimic. Deci începe un an nou școlar. S-a spus că vine să facă, să îngrădească, să facă. Nu s-a făcut nimic pentru școala. Sunt scărele. O să vină alegeri, imediat. Da. Trebuie 3 plăci, 4 plăci. Dumneavoastră n-ai fost acolo? Da. Ați văzut? Pentru 4 plăci. Chiar nu se poate pune 4 plăci în fața. Da. O lăsăm așa, lucile au căzut. Plouă la consolă. Deci la consolă se plouă și e posibil orice când, la o ploaie, la un tunel, să ia foc. Da. Deci nu trebuie să lăsăm școala aia de acum gata, școala Albei a plecat. N-au vrut părinții, n-au vrut, suntem puțini. Dar nu trebuie să de acum școala Albei să se dispară. Deci dumneavoastră cred că ați înțeles bine ce am spus. Eu am înțeles foarte bine, foarte bine. Da. Eu copiii mei sunt plecați din mult, nu chiar din mult. Eu am grijă de livada, eu am făcut multe pentru școala aia. E foarte frumos că ați îngrijit. Și o să o îngrijesc în continuare. Da, dar vă spun, din punctul ăsta de vedere, că a spus că primăria, deci prin grija primăriei, s-a acoperit școala Albele. Acum 2 ani de o primărie. Da, acoperit. Dar acolo ploua peste tot. Nu știu dacă dumneavoastră a spus în timpul ăla. Deci ploua peste, efectiv peste tot. Dacă nu se acoperea la timpul respectiv... Nu mai poți nimeni, dacă eu nu știu. Dacă nu se acoperea atunci, deci acum era dărâmată. La cât de ploi au fost și la cât de degradată era. Deci acum, deci să nu subestimăm sau să neglijăm contribuția primăriei, deci numai din contribuția primăriei. Deci trebuie să rețineți. Și chiar astăzi am vorbit cu domnul primar că am fost la primărie și o să pun și acolo 2 camere de la vedere, pe la școala Brătești, Caraclău, plus o să, acolo unde trebuie reparat, o să repare, o să repare. Deci noi nu mai avem, nu spun că școala nu ne mai interesează din punctul ăsta de vedere. Dar instituțiile, clădirile sunt ale primăriei și împreună trebuie să avem grijă. Dar încerc cu să vreau mai multă serioritate. Deci, nu știu de ce satul Albei tot așa să se departajează, peste tot. Deci am votat toate. Deci la satul Albei chiar nu se poate face nimic. Deci s-a încheiat la un școlar. Nu o să mai cântine un imn, nu o să mai fie nimic, nu o să mai fie un părinte. Oare unii trăim noi? Suntem un sat care aparține de Comuna Bârsănești? Deci și la Caraclău nu mai există clasă 5-8. Nu este vina noastră a cadrelor didactice sau a părinților sau locuitor din Caraclău. Așa, exact. Trebuie să lăsăm de deci, acum. Deci, efectiv, nu copii. S-a făcut, nu. Eu tocmai asta am subliniat, dacă ați înțeles foarte bine, că am trebuie să avem grijă în continuare. Adică școala trebuie să funcționeze prin grija doamnei Balcan, pentru că este învățătoare și fiind de acolo și local. Suntem de acord, vom să facem un muzeu. Să facem frumos, o să luăm în primire mai mult, nu numai doamna Balcan, să credeți că așa, și o să deschidem să fie o, cât de puțin, o să duc un copil, doi, o bibliotecă acolo, câteva cărți, măcar să avem dreptul să intrăm și noi în școală. Chiar mă bucur că dumneavoastră ați inițiat și vreți și cred că se finalizează acest proiect cu muzeul satului. O să întoarce. Nu chiar trebuie să rămânem fără o școală, fără nimic, o să vin în mult. Să avem și o ședință. Personal. Avem, trebuie să avem un țintrăm, trebuie să... Păi mâna să faci copii. Da. Facem loc de campanie. Vă mulțumesc. Dar nu putem că domnul reacționă. Da. Doamnă directoare, vă felicit pentru inițiativele dumneavoastră. Aș avea o întrebare. Microbuzul l-ați trecut de la primărie la... Știți că nu puteți să circulați cu acel microbuz pentru transportul elevilor? Domnul primar știe de un an. Și am avut discuții în privința asta. Păi, cum, la inspectoratul școlar în interi situația, avem microbuzul școlar al universității, care este defect, nu, deci nici nu se mai poate deplasa, sau avem în folosință microbuzul UAT-ului. Pentru că microbuzurile de la UAT, de la Consiliul Local, au fost date tot pentru școli.
A fost, dar microbuzul nu are licență în transport. Păi nu are licență, pentru că din partea primăriei, acum în partea primăriei, nu se găsește. Noi nu putem să punem un profesor din partea noastră. Bun, atunci 15 copii, cum îi transportați în riscul ăla? Cine își asumă riscul pentru 15-20 copii cât sunt microbuzul ăla? Păi... Toți. Pe care toți? Pe primarul, vedeți? Da. Și asta trebuia să discutăm cu domnul primar, am discutat de 8 luni sau 9 luni de zile. Da, o să le dăm. Păi, o să le dăm. Dacă nu chiar locul să ridica problema asta, pentru că la urma urmei intrăm toți în... Toate sunt buni cât sunt buni, cât merg bine, cât nu s-au făcut, nu... Vedeți că acum e trafic. Deci traficul e foarte intens pe ruta asta noastră. Exact. Și diferența de Dumnezeu. Da. Nu știu dacă e ceva plăcut să fie situația asta. Deci, dăm în seara să rezolvăm și cu managerul de transport să fim în regulă. Asta e. Păi, până rezolv, atunci ce o să facă? Păi, elevii că deja mai este două săptămâni și... Bun. A doua problemă, am înțeles că sub 300 de elevi ar trebui cumulate școlile, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă e chiar exact ce am auzit. Bine, acum, vreau să spuneți ce ați auzit, eu spun că în bază de hârtiști. Da, legislativ, da. Deci, eu v-am spus care este situația. Avem simultan și la Caracrău, și la Vârsănești, și la Brătești. Da. Ni s-a permis legea, cu toate că în alte părți, acum, nu știu dacă e bine să spun așa, deci sunt două clase cu 20 de copii. Da. Sau o clasă cu 12 copii. Sau au mai plecat copiii cu 11, a rămas cu 11. Deci noi suntem, cu alte cuvinte, dragi consilieri, suntem la limite. Deci nu este vina noastră. Eu știu, dar... Deci nu este vina noastră. Au plecat familii în străinătate cu copii cu tot. Alții s-au mai întors, copiii deja nu mai erau de 5-8, erau asta de 5-8 și mai departe. Deci asta este situația. Și situația este generală la nivelul Crăciunului. Ca să nu spunem că în Bursănești, Ei, atunci ajungem la ideea cum a fost o discuție cu câteva ședințe în urmă, deci ar trebui adus la centru toți. Dar la timpul mai trebuie un microbuz. Deci noi deja ieri am avut o situație, domn primar, ne-a cerut inspectoratul școlar, cum necesar de microbuze. Deci am mai cerut un microbuz, dar vă spun că eu în fiecare an cer. Deci în fiecare an cer, eu în fiecare an cer microbuz. Acum vedeți dumneavoastră, noi beneficiem de microbuzul, pentru că microbuzul școlar al nostru, deci, efectiv, este sub, nu se poate, e pichituci complet. Vă duce mai aș vrea să văd cum faci la vieta, să la vreo că ai elevi de sedia. Nu facă la vieta, microbuz la dispoziție. Păi ce solicită la microbuz? A microbuzul urcă panta aia. Păi poți să nu urce, dar microbuzul județean, poți să nu urce. Păi dacă ăștia și-o luat, deci tot timpul nu a fost probleme acolo. Rari urcă, nu-i probleme de blocaj mare, nu urcă. Am înțeles, păi, da. Păi, da, să ții un profesor pentru 20 de elevi sau... Sau 10 elevi cum e? Păi, și nu numai asta, sunt mai multe cheltuieli. Păi, se trebuie și la alte, deci de asta vă spun că în alte localități, sub 300 deja s-au desființat. Deci ce au fost sub 300 s-au făcut cumulare de școli. Păi, de asta spun. Și cu microbuzul, domn primar, în două săptămâni puneți la punct situația. Păi, o rezolvați din oblut. Deci acum să știți și dumneavoastră că e foarte greu, noi pe hârtie sau aici putem vorbi foarte bine. Dar în momentul când ai luat copilul de la Caracol, l-ai dus la Brătești să faci clasa 1, l-ai luat de la Brătești să faci clasa 5, l-ai dus la Caracol, este greu. Este greu, vă spun. Deci nu e așa cum, chiar cum privim noi, că pe hârtie îi punem frumos, da, e bine. Clasa 1 e toată comuna, clasa 2, clasa 5, așa. Dar în momentul când vrei să te pui în practică, nu e chiar așa. Aici e mai întâlnește de mentalitatea părinților, pentru că au fost cazuri. Copiii, adică părinții, în loc să aducă copiii la Vârsănești, au plecat la Mânești. Da, dar de ce nu s-au făcut asfalt? Ia să duc eu cu pe la Mânești. Da, domnule. E mai elegant să duc la Mânești decât, dar cu toate că la Mânești sunt clase de 30 de elevi și la noi sunt 15, 12, 15. Dar asta e, nu poți, adică părinții nu poți lua din mână și să-i interzici și să lasă copilul sau să-i spui să-l obligi. E normal, da. Că asta e dreptul fiecărui. Problema este că nu poți să ții nici un cadru didactic la 10 copii sau 11 copii, 15. Ei, aici am plac... Și nici măcar dacă ar avea randament, că ați văzut că nu... Că randamentul e foarte slăbuț la țară. Vă mai spun și altă treabă, eu am spus și repede. Anul acesta am avut clasa 8-a. În clasa 8-a, din 8 copii, 6 au fost din repetenți. 6 copii din repetenți. De al din... Nu mai dau. Care ne-au creat și probleme cu poliția, cu bătăi, băteau pe cei de-a 5-a, 6-a, ne-au creat, până la urmă am ieșit din România,
poliția, a dus părinții, poliția și așa mai departe. Deci a ieșit basma curată, spune așa. Deci nu putem să cerem mai mult. Ăsta e și materialul, credeți-mă. Da, au fost și copii care au, deci cu ani în urmă, dar v-am spus că sunt de atâția ani director, care au luat primii capacitatea, cum se numea atunci, pe zona asta, Heregiu, cu 980, 990, chiar copii de la Caraclou, copii de la Brătești, care într-adevăr, nu știu care e consilier din Brătești de aici, copii foarte buni, foarte buni și foarte sâncâncioși. Deci sunt generații și generații, domnilor, nu putem să rindu. Poftim și la albine, foarte buni, foarte buni copii, știu, o fată care era pe farmacie, care au dat la farmacie. Dar e bine. A, fata dumneavoastră, felicitări, chiar o simpatică. Deci, te-am învățat în sapoare. Da, am învățat, deci, despre ea e vorba, da. Deci, care am fost la inspecții și chiar... Dumneavoastră. Da, am fost la inspecții. Care au făcut în Onești, nu... Sau au fost copii și generații care s-au dus la școala Caracol, școala Bursănești. Și au dat testări de acum se dau la început de an școlar. Păi la religii, la, eu știu, la matematică, chimie, eu știu, fiecare obiect. Și au zis, dom'le, la ce școală veniți din oraș? Nu venim de la Caraclou, venim de la Delei, altul așa, venim de la Brătești. A, păi, dar pe acolo se face carte? Da, dom'le, felicitări directorilor, felicitări profesorilor. Deci se face carte, domnilor, cine vrea să înveți, învață. Și cel mai bun exemplu e fata dânsului, care știu că am remarcat-o când am fost la inspecție. Care a făcut-o când a ieșit din clasa 8-a. Cea mai mică, Cosmina Beatrice, care a rămas surprinsă și chiar a spus-o, a postat-o. Deci, la da, nivel de comod. Deci, dar țin minte că ce-a învățat o altele, fetița respectivă a spus că avea să dea să facă farmacistă. Au ajuns vrea să așa. Deci, au ajuns farmacist sau au ajuns studentă, nu mai știu acum când am mai spus. Deci, se poate învăța și la țară. Numai dacă vrei. Eu vă spun din experiență. Și-am învățat la țară, bine, că am mai mers și la, că am mai făcut și alte școli. Mai de mică, dar asta nu contează, m-am învățat și la țară și la oraș, tot la fel de bine. Dacă vreți, mă mai întrebați ceva, sunt dispus. Nu s-a mai înscris nimeni la urmă. Da, da, da. Era altă ce... Dar referitor legal la ce a prezentat doamna directoare, la calitatea elevilor. Noi cunoaștem situația, eu de un exemplu Caracolului, îi cunosc pe toți care au terminat. E unul din ei, în al treilea an repetent, acum dacă nu nu trecea oricum să termina cu de trei ori dacă nu ne plătem, e scurs. Deci au rămas exact ce este la copii. De aia se tot judică conducerea școlii, profesorii. Întreb și eu pe cei judecători. Cel care a luat examenul și a trecut și a luat medie mare, n-a învățat cu același profesor. Dar ne întoarcem la situație, exact ce spunea doamna directoare. Și ajutorul părinților. Părinți care sunt foarte indiferenți. Dacă vă duceți la, veniți la Caraclou, unde stai chiar doamna directoare, la ora 12 noapte, cred că găsiți 30 de copii acolo. Acești copii care ar fi trebuit normal, în timpul școlii, să fie acasă, sub supravegherea părinților și să pregătească pentru școală. N-au nicio treabă cu școala. Și atunci veni și acuzăm profesor. Profesorul e 4-5 ore, restul este familia care trebuie să se preocupe cel mai mult pentru calitatea lor. Cu situația școlilor, pentru că suntem comisia de învățământ, da, trebuie să punem accentul pe conservarea și la albele și de la și a Caracolului. Da. Ne gândim bine ce întrebuiințare dăm și cât folosim din ea. Vreau să luați măsuri, pentru că școala trebuie să ori închisă, ori cărat-o de acolo cărți și material ce mai este, punem la cât așa. Ori ne asumăm, să meargă, ori ne asumăm să fie deschisă, să desfaceți un muzeu, adică prin contribuția dumneavoastră, a cetățenilor din Arbele, adică de contact care nu sunt. Deci chiar închis nu poate. Și măcar la deci, pe lună, la trei dar luni. Dar trebuie să ne asumăm și să facem un grup de voluntari, care nu numai doamna Baltă. Să mai fie și... Da, exact, că sunt și care au terminat, care sunt de acolo, care sunt doriți să vorbim. Dar asta necesită pe timp de iarnă în căldire? Nu. Sunt sobi, domnul. Sunt sobi. Sunt la albele, dar o să urmează Caraclou. Caraclou nu mai are sobi. Poate pune antigel, merge pompa dacă se face recirculare aia. Dar sperăm să... Problema este un închis total. Deci nu cred că e problema. Deci la urmă, mai a făcut sobe. Vă știți?
fiscale. Dacă o să fie o problemă de ședință, de alegeri de astea, să duce înainte, nu o să mergem, cine o fi președinte, să duce, o să facem foc. O să... Iar referitor la copiii care mai sunt, pe era din 3 ani la vreodniță să-l iei, iar să-l tot duci cu mașini și lăsa să-l aduci, e, va fi foarte greu. Unii părinți îi duce la unii și au taxat taxiuri, vine iar de la poartă, îi duce, îi aduce. Dar vor rămâne cei care nu au posibilități. Nu toată lumea are posibilitate ca să îi ducă la oraș. Va fi foarte greu pentru cei copii. Vor fi iar grele, va fi imposibil de trecut deavul sau înconjurat sau... Va duce la absență multă la școală. Da, să știți că drumul e dificil atât pe ruta Unești, cât și pe Caracol, Brătești sau Pânzare. În cărțile globale, mașinul nu-ți mai linge drumul. Cum? Aia cum ai în cărțile globale și nu mai linge așa, nu mai se întinde așa mai. E, nu știi tu ce vrea Dumnezeu să facă la anul. Iar școlile trebuie să le conservăm, că exact cum spunea și trebuie, dar nu știm peste an ce se va întâmpla. Nu se știe. Păi normal că trebuie să se întâmplă. 20 de ani poate vor fi copii. Vor fi nevoie să fugă de la orare la țară toți, că poate nu știu ce situație, sau? Orice se poate întâmpla. Mai ales că noi nu ne vaccinăm la țară. Da. Atunci. Vă mulțumim, doamna. Da. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu. Și succes și până la vasul continuare. Întrucât s-au epuizat cele patru puncte de pe ordinea de zi, declar ședința închisă.